Bună și bine m-am găsit într-un nou video. În acest video vreau să fac un challenge, ceva mai diferit, o provocare. Și m-am gândit să fac acest challenge, să arăt puterea pe care poți să o aibă atunci când te îngrijești un pic. Ce diferență face când îți îngrijești un pic părul și fața. Vreau să menționez că nu vreau să spun că dacă nu vă îngrijiți deloc părul sau fața, cum am făcut eu aici, nu sunteți frumoase și trebuie neapărat să faceți cum am făcut eu, dar am vrut să arăt așa un pic diferența. Mi s-a părut foarte interesant să arăt cum ar fi să îmi aranjez doar jumătate din păr și să îmi îngrijesc doar jumătate din față, să se vadă pur și simplu diferența una lângă alta, ce diferență ar putea să facă dacă ne îngrijim un picuț în timpul zilei. Știu că ce obțin lui Adriana îi place foarte mult când mă vede că sunt îngrijită. Eu fac lucrul acesta și pentru mine, pentru că îmi place să mă simt așa ordonată, îmi dă o senzație de curat și de a fi mai în ordine. Nu știu, mie îmi place să mă simt în ordine, nu în fiecare zi, sunt zile când mai rare, dar când decid să nu mă îngrijesc într-un mod mai special, dar în general cel puțin un minim de îngrijire mi-l acord. Mi-am pus această diademă ca să nu îmi vină părul în față, să pot să îmi îngrijesc fața. Un lucru care am menționat este că îngrijirea feței, pregătirea feței pentru îngrijire, am făcut-o pe amândouă părțile ale feței, pe toată fața, pentru că nu aș fi știut cum să aplic doar pe jumătate. Mi-am aplicat un pic de Awakening Eye Cream, un pic de cremă pentru cearcăni, ca să îmi ajut ochii să nu fie așa de umflați și să am așa un aspect mai treaz. Iar apoi am luat R3 Factor, tot crema de la Forever, care încă reușesc să mai scot din ea. Trebuia să termine, dar văd că reușesc să mai scot. Și am aplicat-o pe toată suprafața feței și un pic pe gât ca să hidratez pielea și să ajut să fiu pregătită în a aplica tot ceea ce voi aplica pentru îngrijire. Și am început doar pe jumătatea feței, o să vedeți. Am luat un pic de corector, am folosit acel corector pe care l-am cumpărat de la Poundland, Oliranda Peel, îmi place foarte mult, să vă spun sincer, mai mult decât cel pe care îl am de la Avon sau pe cel care îl am de la Essence. Acesta este fondul de ten Fit Me de la Maybelline, care am decis să-l folosesc mai apoi, dar înainte de aceasta am aplicat așa un pic corectorul. L-am lăsat câteva secunde pe față să se usuce un pic, să intre în piele și apoi l-am întins și vedeți deja diferența cum am cearcăne și ochii mai maroși, mov, așa într-o parte și în partea cealaltă pur și simplu arată complet diferit cu un picuț de corector deja. Am pus acum, am început să pun pe jumătate față un pic din acel fond de ten de la Maybelline. Eu pun foarte puțin, iau o cantitate mică și o blenduiesc așa pe toată fața, nu mi se pare că am nevoie neapărat de o cantitate foarte mare, nu vreau să aibă o acoperire 100%, dar vedeți deja diferența, nu mai am pete roșii în acea parte unde am aplicat, este mult mai mat și arată mult mai bine. Am folosit acest rimel de sprâncene, tot de la Poundland, mi se pare destul de drăguț și ok, nu am folosit eu prea multe până acum ca să pot să spun că ar fi unul mai bun ca altul, dar acesta, sincer, își face treaba și am zis că, deoarece am foarte puține sprâncene, prinde bine așa un pic, iar apoi cu acest penson de sprâncene așez un pic sprâncenele și vedeți ce diferență. Se vede un pic mai umplut și mai definit. Apoi am luat un pic de pudră și am aplicat sub ochi, în zona cearcănelor, un pic prin zona bărbiei și a mustiții și prin zona T, ca să nu fie așa lucidă fața, iar apoi am luat un pic de bronzer pentru a crea un pic de definiție și am aplicat acolo sub pomet și în partea de sus a frunții, unde fruntea se întâlnește cu părul, doar ca să dau așa o idee de bronz, să nu par foarte palidă, pentru că fondul de ten și corectorul nu vor da acest aspect, așa că deja vedeți cum arată fața mea după aceste produse. Am decis să iau această mini paletă de la Poundland să creez un look la ochi și am văzut o idee că iei de la cea mai închisă culoare până la cea mai deschisă și aplici așa câte un strat pe vertical.
din toate patru. Deci eu deja am aplicat trei aici și apoi următorul era un fel de culoare deschisă, iar apoi blenduiești împreună și vei avea un degradeu foarte frumos, mai deschis în spre nas și mai închis la culoare înspre capătul ochiului și pe dedesubt am dat cu un pic de culoare maronie din același paletă de ochi. Vedeți deja ce diferență este. Am acest creion de ochi negru de la Avon și am decis să-mi fac așa un pic de codiță la ochi. Am dat un picuț mai mult la coada ochiului pentru că aveam de gând să blenduiesc acolo ca să creez așa un pic mai multă definiție, să creez un ombre oarecum negru și am făcut aceasta cu același penson, iar apoi am dat un pic cu același creion pe partea de jos a ochiului și mi-am creat codița mult mai bine. Asta este ceea ce am decis să fac, iar apoi am folosit acest rimel de la Avon pentru a îmi da genele. Este un rimel care mă mulțumește de ajuns. Mai am unul de la Avon care îmi creează mult mai multă definiție, dar pentru că de mult definiție vreau eu la gene, acesta este îndeajuns. Vedeți deja ce diferență se vede cu un picuț de rimel. Acesta este rujul pe care am decis să-l folosesc de la Avon. Eu am buzele destul de mov în general și vinete pentru că sunt și pe anticoagulante și acesta este efectul care îl ai din păcate. Eu rujul îl folosesc și un pic ca un blush pe vârful nasului și pe pomeț, așa că acesta l-am folosit și apoi am folosit acest luciu de buze de la Avon, de fapt este de la Poundland acesta și l-am adăugat deasupra peste ruj. Așa arată jumătate din fața mea îngrijită și păr și jumătate de față neîngrijită și părul neîngrijit. Acum o să mi le fac rapid pe amândouă pentru că am decis totuși la urmă să mi le fac, n-avea să stau așa toată ziua, dar ați văzut ce diferență se vede când îți îngrijești un picuț părul și un picuț fața, nici nu trebuie să faci chiar toți pașii pe care am făcut-o, doar prin a pune un pic de corector și un pic de fond de ten deja se schimbă complet aspectul feței, ai un aspect mult mai treaz și mult mai îngrijit, așa că după părerea mea un picuț de îngrijire nu ne strică la nimeni. Scrieți-mi mai jos dacă voi ați văzut diferența, ce faceți voi ca să arătați un pic mai îngrijit în timpul zilei. Nu cred că trebuie neapărat toți să facem exact aceiași pași, dar spuneți-mi cum faceți voi să vă simțiți un pic mai îngrijite în timpul zilei și spuneți-mi de asemenea dacă vedeți diferența între ceea ce am făcut în a-mi îngriji jumătate din față și jumătate nu. Scrieți-mi dacă aveți vreo rutină de îngrijire zilnică, o rutină de îngrijire a părului, cum faceți să arătați mai îngrijite zilnic și da, asta este look-ul final. M-am simțit foarte bine cu părul făcut în felul acesta și cu machiajul pe care mi l-am făcut. Mă ajută să știu că mi-am început ziua bine și mă ajută să mă simt eu mai bine în pielea mea, să mă simt mai confortabil, să mă simt un pic îngrijită că mi-am acordat ceva timp dimineața mie și da, eu cred că un pic de îngrijire face o diferență foarte mare, ne ajută să ne simțim foarte bine. Acesta este look-ul la ochi, îmi place foarte mult cum a ieșit acest degradeu, chiar foarte, foarte rapid și nu trebuie să te percepi cine știe ce. Asta este tot, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final și ne vedem în următorul video cu ceva diferit. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat, vizionați-ne și pe canalul Români în Anglia și nu uitați de like. Ne vedem în video următor, pa, prieteni!